Vă salutăm din Vulcănești. Am venit să felicităm un băiețel pe nume Dragoș. Astăzi este cu mătria lui. Și cineva a hotărât să le facă o surpriză familiei lui Dragoș, doamnei Alona și domnului Vladimir, desigur, pentru copilașul lor. Felicitarea vine din partea familiei Borcea, de la mii de kilometri. Bună seara și la mulți ani pentru Dragoș, doamna Alona, domnul Vladimir. Vă invit aici lângă mine și cu aplauzele invitați-vă, desigur. Dragoste și multă afecțiune din partea părinților, iar copilăria ta să fie colorată în cele mai frumoase nuanțe. Primii tăi ani din viață sunt la fel ca și primii tăi pași, la fel cum și tu ești o adevărată fericire pentru părinții tăi. Noi vă dorim petrecere frumoase și mulți anișori fericiți și sănătoși din partea familiei Borcea. Aplauze! Voastră. Și mai întâi pe toată lumea să ieșim la o oră, la o sârbă, ca să continuăm. Thank you.
este pentru toți prietenii care astăzi s-au adunat aici. Această surpriză minunată, nici nu ne-am gândit că o să fie așa, dar ne-ați făcut o seară și mai minunată. Vă mulțumim din suflet, chiar dacă nu ne sunteți alături aici, noi cu gândul și cu sufletul suntem alături de voi și vă doresc tot binele din lume și sper să ne ajungeți din urmă la al treilea copil să venim la Oarea de Nos. Vă mulțumim din suflet! Pentru tot. Nu se aud aplauzele voastre, trebuie încurajat, așa, desigur. Domnul Vladimir, dumneavoastră, adăugați ceva? Da, îi mulțumesc. Noi ne-am așteptat la așa surpriză, plăcută. Salutări, sănătate la copil, să crească mare, să ne vedem cât mai curând. Mulțumesc. Toate aplauzele sunt doar pentru familia voastră. Noi încă o dată și
și o măgălărie cât mai frumoasă. La mulți ani!